Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim despre clasamentul anvelopelor de iarnă în anul 2019 conform testelor de specialitate. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Condusul pe timpul iernii este piatra de încercare pentru fiecare șofer. Vremea rece, zăpada și gheața îți pot afecta capacitatea de a face orice manevră în siguranță pe șosea. Chiar dacă mașina ta are tracțiune integrală, doar anvelopele de iarnă îți vor îmbunătăți performanța mașinii și încrederea pe drum. De-a lungul timpului au apărut multe tipuri de anvelope de iarnă, fiecare anvelopă fiind diferită, cu calități unice, potrivite pentru nevoile fiecăruia dintre noi. Unele anvelope de iarnă se comportă mai bine pe zăpadă adâncă, în timp ce altele se comportă cel mai bine pe gheață. Unele au modele de rulare agresive, în timp ce altele au fante inteligente în anvelopă, numite striuri, care ajută la prinderea pe zăpadă. Este ușor să te simți pierdut în această lume a anvelopelor de iarnă, să fii sigur că ai ales cea mai bună variantă pentru mașina ta, dar și pentru bugetul tău, să știi că vor fi destul de performante încât să te treacă în siguranță de iarna cea grea. Pentru a afla care sunt cele mai importante anvelope de iarnă, se fac teste care să le pună la încercare în cele mai dificile condiții. Și anul trecut au fost testate peste 16 anvelope de iarnă de la cei mai renumiți producători. Nu au fost surprize extraordinar de mari, pe primele poziții fiind în mod uzual cam aceiași producători ca în fiecare an. Cele mai cunoscute anvelope de iarnă testate anul trecut au fost și cele care s-au plasat pe primele poziții, și anume Continental Winter Contact TS860, Dunlop Wintersport 5, Goodyear Ultra Grip Performance, Hankook winter i*cept RS 2, Michelin Alpin 6, Pirelli Sottozero 3, Toyo Snowprox S954, Vredestein Wintrac Pro și Nokian WR D4. Astăzi vom analiza primele 3 poziții din acest clasament al anvelopelor de iarnă în anul 2019. Începem cu Continental Winter Contact TS860. Proprietăți echilibrate fără compromisuri și câștigător în numeroase teste. Continental Winter Contact TS860 este anvelopa de iarnă care a câștigat în aproape toate testele. Victoria este rezultatul unei performanțe foarte echilibrate în toate categoriile testate. Performanță care nu s-a pierdut indiferent de suprafața condusă, ceea ce este foarte important pentru anotimpul rece. Condițiile se schimbă foarte des pe timpul iernii, astfel încât trebuie să fii pregătit atunci când întâlnești pe drum și zăpadă, dar și gheață. Cool Chili asigură performanțe maxime de frânare în orice condiții meteorologice de iarnă. Drenajul stratului lichid reduce distanța de frânare pe toate drumurile acoperite cu gheață. Snow Curve Plus este o tehnologie pentru viraje sigure pe drumurile acoperite cu zăpadă. De asemenea, Continental câștigă la toate dimensiunile, deci nu poți greși având anvelope de iarnă Continental pe mașina ta. Anvelopele de iarnă Michelin Alpin 6 se caracterizează prin fiabilitatea proprietăților de aderență și frânarea eficientă pe zăpadă, stabilitatea și ușurința de control pe asfalt umed, funcționarea fără probleme, confortul acustic și capacitatea de a optimiza consumul de carburant al vehiculului. Noile Michelin Alpin 6 înlocuiesc modelul Alpin 5 lansat în cursul anului 2014. Cercetările de 4 ani pentru a 6-a generație a acestei linii populare de iarnă au dus la o serie de inovații menite să contrasteze cu realizările concurenților direcți Goodyear, Dunlop, Continental, Bridgestone și Pirelli. În ultimii ani, inginerii companiei franceze lucrează din greu nu numai pentru longevitatea modelelor, ci și pentru durabilitatea caracteristicilor lor de performanță. Prin urmare, producătorul se străduiește în orice mod să sublinieze eficiența utilizării anvelopei într-o stare uzată. Lamelarea ridicată a secțiunii centrale a benzii de rulare optimizează aderența pe direcția longitudinală și transversală, iar blocurile mari ale zonei umărului facilitează manevrele la viteze mari. Amestecul de cauciuc Michelin Alpin 6, care include plastifiant special și polimeri funcționali împreună cu silicon, îmbunătățește nu numai tracțiunea pe zăpadă și proprietățile pe aderență la suprafețele uscate și umede, dar și creșterea eficienței consumului de combustibil și rezistenței la uzură a benzii de rulare. Rezistența la îngheța compusului din cauciuc a noilor anvelope are un efect pozitiv asupra caracteristicilor de manevrare a pneurilor la temperaturi scăzute. Hankook i*cept RS 2. Un excelent raport calitate-preț. Acest model este o soluție excelentă pentru șofatul pe timp de iarnă, deoarece asigură o bună manevrare pe zăpadă, noroi și drumuri umede. Acest model nu are doar performanțe deosebite în timpul conducerii urbane obișnuite, ci și pe trasee mai lungi și mai pretențioase. Hankook Winter i*cept RS 2 Este construit cu o cale de rulare direcțională, echipată cu un număr crescut de striuri care se prind în zăpadă pentru a asigura o tracțiune optimă. Lungimea și suprafața canelurilor au fost crescute pentru a îmbunătăți tracțiunea pe zăpadă, optimizând zona de contact rutier. Pentru a fi sigur că ești în siguranță pe drumurile acoperite de gheață sau zăpadă, ai nevoie de un set de anvelope de iarnă performante. Indiferent de anvelopele de iarnă pe care le alegi pentru mașina ta, alege asumat și în cunoștință de cauză. Acesta a fost videoul nostru despre clasamentul anvelopelor de iarnă în anul 2019. Dacă ți-a plăcut, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!